Salutare tuturor! Aud foarte des întrebarea: măi, ce fac cu produsele care nu se vând? Să spunem că mi-am cumpărat 10 produse diferite, câte 10 bucăți din fiecare, 5 din ele performează au vânzări, dar 5 nu. Ce fac în acest caz ca să nu pierd banii, să mi-i recuperez? Colegul e interesat și el de EMAG. Și clar, să recuperez banii și să investesc în alte produse ca să nu stau cu banii închiși. Păi hai să spun că ai câteva opțiuni. În primul rând, o să încep să listezi produsele alea pe EMAG România. Asta este foarte clar, știm toți, acolo sunt cele mai multe vânzări, este publicul cel mai bun, dar sunt și cazuri extreme, de exemplu, când tu o să listezi produsele pe EMAG Ungaria sau EMAG Bulgaria, să dovedească că acele produse să fie niște best-seller. Eu am cazuri în care produsele care nu vând pe EMAG România, de exemplu, pe EMAG Bulgaria, rup. Pur și simplu eu nu mai aveam speranțe pentru produsele, le-am zis, bă, orice ar fi, nu mai aduc stoc, na, pentru că nu merg. Și când le-am listat pe EMAG Bulgaria, s-a dovedit că am început să vând câte 2-3 bucăți pe zi. Clar a trebuit să aduc stoc mai mare și în continuare sunt niște best-seller acolo. Ideea este că în Ungaria și în Bulgaria e foarte, foarte, foarte simplu de listat, foarte simplu de livrat. Poți să-ți faci cont cu aceeași firmă, livrezi cu același curier. E foarte simplu, încasezi banii bine, exact ca pe România, doar că trebuie să traduci listările. Și aici ai câteva opțiuni ca să le traduci. Poți să faci asta prin Easy Sale sau poți să o faci prin Google Translate. Deci nu e o problemă, adică soluții sunt ca să traduci produsele și să le încarci pe platformele astea două. Ai și campanii exact ca pe România, adică poți să te folosești de campanii și aici, să faci tot felul de reduceri ca să poți să faci profit și să scăpi de produse. Apoi, dacă să spunem că nici aici nu îți merg produsele astea, atunci mai ai câteva site-uri pe care poți încerca. Team Deals, Cel, Vivre, Ocazii, OLX.ro. Deci acestea sunt site-uri care la fel nu te costă nimic să le încarci, să încarci produsele acolo, plătești doar în momentul când ai făcut o vânzare. Ideea este că eu îți recomand să duci produsele peste tot, să duci produsele pe toate site-urile astea, pentru că na, poți să-ți crești cifra de afaceri fără probleme. Iar dacă să spunem că nici așa nu ai scăpat de produsele astea, atunci ai mai avea încă o opțiune. Să încarci produsele în campaniile pe EMAG. Sunt niște campanii care se organizează periodic, să spunem 2 ori, 3 ori, 4 ori pe lună, care sunt total gratuite, iar tu poți să-ți încarci ofertele acolo, le încarci la o reducere de preț, nu știu, 20, 30, 50%, cât te simți tu confortabil, măcar să scoți bani de pe ele, și să începi să faci vânzări și după aceea să recuperezi banii, să aduci alte stocuri și tot așa. Adică gândește că dacă aduci în fiecare lună câte 10 produse noi și din 10 îți merg doar 5, da? 5 produse care vând, dacă faci, repeți procesul ăsta în fiecare lună timp de un an de zile, în un an de zile vei avea 60 de produse la vânzare. Și o vânzare, dacă ai pe zi la produsele, gândește ce se întâmplă. Dar ideea este să iei lucrurile cu pași mici, pentru că așa ajungi la rezultate mari. Da, deci să recapitulez un pic, începe EMAG România, după aceea te extinzi EMAG Ungaria, EMAG Bulgaria, pentru că astea sunt cele mai bune platforme și după aceea le iei pe restul de România, Cel, Team Deals, Vivre, OLX, Ocazii, Dorale, toate marketplace-urile acestea. Ar fi indicat să ai și o platformă, să lucrezi cu o aplicație gen Easy Sale ca să ți le ține pe toate într-un singur loc, iar când îți apar comenzile să le contorezeze pe toate acolo. Asta e, na, o să te ajute, eu folosesc cel mai mult, îmi place platforma asta Easy Sales, mi-a salvat viața, să zic așa. Continuare, dacă vrei să afli mai mult despre ceea ce fac eu și cum fac eu lucrurile, cum le setez, pentru că, na, clar, într-un videoclip atât de scurt nu pot să-ți explic foarte multe lucruri, vezi că este în descriere un link unde tu poți da click și te poți înscrie la o oră de consultanță gratuită cu mine sau cineva din echipa mea și ți-ați explic cum facem noi în Seller Club și cum am reușit să ajutăm peste 700 de persoane să ajungă la rezultate, să facă profit, să facă bani din toată chestia asta, cum reușesc să mă plimb, să am atât timp liber, adică cum îmi gestionez tot timpul ăsta și o să-ți explic acolo. Dacă vrei, dă click, înscrie-te, tu alegi ora și data și hai să discutăm. Iar în continuare, dacă m-ai urmărit până aici, ce te rog este să-mi lași în comentariu ce subiect ai vrea să mai abordăm pe viitor, pentru că vreau să fac comunitatea asta mult mai puternică și să ofer cât mai multe informații. În rest, ce să vă spun, spor la vânzări și numai bine tuturor!